Bun, deci dacă CFR-ul ajunge la 6, egalează aceste două echipe și încă unul ar însemna să aibă cele mai multe. Crezi că au ceferiștii forța să facă lucrul acesta? Sigur că au. Ba, chiar cred că sunt principalii favoriți și ok, lasă sezonul ăsta. Și la anul, vreți? Da? Da, eu cred că sunt în continuare principalii favoriți. Ce părere ai, experiență. Sunt de acord. A fost un moment, te rog, scuze. Sunt deja, au ajuns ca și club, ca și echipă, au ajuns la o maturitate foarte mare și faptul că ei evoluează an de an în cupele europene le dă tot dreptul ăsta. Deci au ajuns la un nivel foarte înalt, un nivel foarte bun. Știi cum e, apropo de licența și școala, sigur că e absolut necesară, repet, să nu se înțeleagă că toți suntem de acord că e școala. Exact. Și trebuie să se facă școala de antrenor, să existe și să se facă. Da, mă întorc, un meci CFR Cluj-Lazio aduce pentru jucători o experiență devastatoare față de restul competitoare, pentru jucători respectiv, față de cei care nu au posibilitatea să joace peste câteva săptămâni cu Lazio Roma într-un meci oficial. E adevărat, da, într-adevăr. Stau și mă gândesc, a fost un moment la CFR când eu am crezut, sincer, eu am crezut că e gata. În care, un moment în care a trebuit să se debaraseze clubul de câțiva jucători, fie că au vândut, cum e cazul Djokovic, fie că nu le-au mai convenit sau nu au mai făcut față, vezi Alexandru Kipciu și așa mai departe, s-au făcut niște schimbări. Eu am crezut sincer că în acel moment, cu aceste schimbări cu jucători noi care vor veni, am zis gata, hai că nu mai poate Petrescu să iasă din nou, să facă din nou o echipă ca lumea. Uite că s-a întâmplat. Este cea mai solidă echipă din Liga 1, din punctul meu de vedere, în momentul de față. Se păstrează stilul etanș al lui Dan Petrescu și lucrurile merg către un nou titlu asta dacă nu se încurce Hagi. Dar ce vreau să spun este că, mai presus de orice, Petrescu mi se pare antrenorul alfa al campionatului românesc în momentul de față. Peste toți, inclusiv Hagi, inclusiv... De ce? El este constant. La el nu există că stai, că trebuie să facem din nou echipă. Nu. Din mers totul. Aduc, mă descurc, ăsta nu-i bun, îl arunc peste 3 luni, aduc altul imediat. Din a doua am nimerit-o și echipa nu suferă. Asta mi se pare formidabil, maestre. De acord cu tine, cu mica steluță, că sunt alte condiții față de Hagi. Hagi bani mulți, corect. Aproape Hagi nelimitați nu are, pentru nu Petrescu. Are adevărat. Banii pe care... E adevărat. Ca să aducă și să țină niște jucători. Dar fără discuție, Dan Petrescu este... un antrenor de tip occidental, de tip mare. Apropo de ce spuneam mai devreme, îl vom vedea acum într-o altă mare confruntare. A avut în multe, în ultimii ani, și când era în Rusia, la Dinamo Moscova și unde a fost, chiar și în China, dar vom vedea acum în Europa o altă mare confruntare, de pildă acum cu Maurizio Sarri. Da. Da? Unul din marile nume ale fotbalului european. Și mai e ceva. Apropo de vorba aceea veche, uite că rămânem, că l-avem și pe Ilie la masă aici, rămânem în lumea asta antrenorilor. Nei mi spunea că victoriile aduc victorii. Da. Să știi că victoriile pentru un antrenor aduc o încredere, aduc faptul că iei al cincilea titlu la rând pentru tine ca antrenor înseamnă să-ți confirm. Și noi ne trezim dimineața și ne gândim, bă, oare ce fac? Fac bine ce fac azi? Exact. Mai pot să fiu ca acum 2 ani? Exact. Dar dacă în fiecare sfârșit de emisiune ai luat premiul Oscar pentru emisiunea, mă, înseamnă că te gândești și tu însuți. Bă, fac bine, mă, ce fac? Prins și încredere. Prins încredere, prins curaj, sunt niște idei acolo. Nu, da, e o chestie incredibilă legată de Dan Petrescu ce am observat și asta într-o întâlnire, hai să-i spun, privată, extra job, ne-am întâlnit la întâmplător. Sunt cele mai sincere. Da, el vorbea numai de fotbal. Deci, efectiv, stăteam, era cu o cunoștință comună și m-am nimerit întâmplător acolo și am stat un pic la o cafea. Nu vorbea nimic altceva decât despre fotbal și așa ca să vă amuzați un pic, era o masă plină de fete, se uitau la el în continuu, nici măcar nu s-a întors toată să se uite. El vorbea numai de la FCSB trebuie adus pe postul nu știu care, la Hagi face bine acolo, trebuie, eu îl coboram pe la mai mult, numai asta se discută continuu. Și asta cred că doar așa poți să performezi. Pentru că într-o analiză continuă, exact. Pentru că asta făcea de fapt. Exact. El vorbea exact de fotbal, dar exact. Îți analiza celelalte echipe eu cred că el știe Liga 1 cap coadă toate da, loturile la perfecție. Știe, pentru că
cu toții le știm. Da. Și eu le știu la fel. Adică suntem... Hai să râzi, asta... o să ai surprize. Da. Dacă e fiecare antrenor, o să zic că nu e chiar așa. Da, bine, trebuie să știi asta, pentru că în momentul în care ești în această competiție, trebuie să ai toate datele și toate informațiile pe care trebuie să, la rândul tău, să le dai la jucători. Bine, pentru voi, cred că intrați, sau așa cred că ar fi fresc, intrați într-un ritm în care nici nu mai trebuie neapărat. Îi știți, învățați, după aia mai schimb că știi că a plecat ăla, a venit ăla. Adică tu în mare, cred că știi cam toate echipele primul 11. Săptămânal exact. Analizezi. Și an de an, analizezi și practic în mare parte cam toate loturile își păstrează undeva la 70-80%, păstrează același lot timp de 2-3 ani la rând.